Ne aflăm la Trinca, Iediniț, și suntem la domnul primar Anatolie Gudomac. Vă salutăm, domnule primar, și mă uit că sunteți așa întristat, vă spun dintr-o dată, sau chiar așa vă stilul. Vă spun și eu bună ziua și sunt bucuros să vă văd cum v-ați exprimat la Trinca și am auzit că nu pentru prima dată sunteți în teritoriu, dar nu au posibilitatea să ne întâlnim și nu din motive că primarul nu stă la lucru, din motive că primarul, ca să soluționeze problemele satului, este nevoie să se declaseze de multe ori și la capitală și la centrul raional. În birou nu vine nimeni să te întrebe de ce ai nevoie și care sunt problemele. Dar și nu toate întrebările hotărăște tamam birou, în Da, birou. în birou. Am vrut referitor la doamna cei care se plânge că cu frigiderul gol și cu trei copii sau cinci copii acolo, sau patru are. Ce replică așa ne-ați dat dumneavoastră? Iată, chiar am... Eu nu aș vrea să dau o replică, că eu niciodată nu i-am criticat satul și sătenii. Aș vrea să constatez unele fapte. Merge vorba că, într-adevăr, în vremurile în care trăim și în criza economică, așa numită, o parte din cetățeni o duc greu. O duc greu o parte din diferite motive. Cineva din motive de sănătate, se spune că nu este sărac cel ce nu are bani, este sărac cel ce nu are sănătate și nici bani. Sunt care au luat nevoile înainte și poate necesită sprijinul autorităților pentru a soluționa întrebările. Dar avem și categorii de cetățeni care se folosesc de bunurile statului, ei personal, necontribuind cu nimic. Știu drepturile, dar nu știu obligațiunile. La așa fel de categorie, cred că se referă și doamna în cauză care s-a plâns că asistența socială, primăria, nu le acordă atenția sau sprijinul cuvenit, care a demonstrat sau a arătat halul în care își duce modul de viață, gospodăria, ce fel de gospodină este. Sunt chestii care necesită surse financiare. Pentru a face curățenie în curte și de a face ordine în casă, ajutor de la asistență socială nu este necesar. Este necesar numai dorința și spiritul gospodăresc, spiritul sau obligațiunile de femeie, de mamă, de soție, de dirijare a surselor care vin în familie. Că bătrânii noștri spuneau așa, că dacă femeia nu este cruțătoare, cât aduce bărbatul cu carul, nu dovedește cât cară soția cu poala. În cazul de față, eu ne fiind în teritoriu, dumneavoastră, nu ați o posibilitate să vă consultați. Eu, văzând demisiunea care s-a filmat-o dumneavoastră, pot să vă spun următoarele. Doamna în cauză este în răspuns cu o perioadă cu bărbatul au trăit în Rusia. Au lucrat, au trăit acolo cu familia. Cred că au făcut defalcări în bugetul Rusiei. Întorcându-se în țară, cum am spus, nicontribuind cu nimic la bugetul țării, așteaptă sprijin de la țară. Situația, noi cunoaștem destul de bine fiecare familie în localitate. Cunoaștem și o familie dată. Adresându-se la asistența socială după un sprijin, după un ajutor social, cetățenii sunt datori să prezinte anumite certificate de starea sănătății, stare familiară, dacă sunt angajați în câmpul de muncă sau nu. Până la urmă, noi nu suntem în stare să urmărim fiecare cetățean pe teritoriul Republicii, că e angajat el undeva în lucru ori nu. Până la urmă, merge pe declarația proprie și pe răspunderea proprie. Această familie a beneficiat de asistență socială, de ajutorul social, declarând că nici unul din ei nu sunt angajați în câmpul muncii. Dar eu vă aduc la cunoștință că noi, împreună cu asistența socială, după cazul dat, auzând că bărbatul a fost încadrat în câmpul muncii legal, la fabrica de conserve din satul Corjăuț, unde agentul economic sau șeful este Zosim, da? Familia Zosim, am fost la acest agent economic care mi-a spus
să vă informăm pe dumneavoastră, dacă vă trebuiește o informație despre cetățeanul dat, să vă adresați la dumneavoastră. Și ne-a spus că precum că el primea salariul lunar 5.000 de lei plus premiale lunare. Până asta urmă, numai într-un loc, da? Da, da. În altă parte nu lucrează. Eu știu despre cazul de la Cojouț, că legal primea 5.000 lunar și plus premiale în fiecare lună. Până a avut un caz acolo de folosință alcoolul și prăvălit tractorul într-o șanț, avea să femeie cu doi copii. Păi știți, doamna Diana, cazul mai e bine? Da, că noi am fost împreună la domnul în cauză. După aceasta, el l-a eliberat din lucru și s-a angajat la un agent economic la noi în teritoriu, în localitate. După cum știți, agenții economici au și ei problemele lor, suntem o țară agrară. Am pregătit pe timpuri specialiști în toate domeniile, dar la moment, agenții economici duc lipsă de cadre și anume de mecanizatori. Și atunci, de multe ori, nu angajatorul pune condiții, dar este nevoie să primească condițiile angajatului. Deci eu am discutat cu agentul economic și mi s-a spus, lunar îi plătește 9.000 de lei, numai 6.000 ele de la moment, 3 ele de la sfârșit de an. Dar da, total, da. Dumnezeu spune că 5.000 numai. Nu, asta o primit la Cojouț 5.000. Minte, dar. Da, 5.000 o primie la Cojouț. Aici primește 9.000, 6.000 ele se dă acum, 3 la sfârșit de an. Adică și tot a refuzat să angajeze oficial prin contract, dar angajatorul a fost nevoit deoarece are nevoie de mecanizatori. A refuzat să angajeze oficial prin contract, deoarece se schivează de a plăti alimente unui copil care am înțeles că din prima căsătorie. A doilea, ca să nu figureze nicăieri că este angajat și să posede sau să beneficieze de ajutorul social. Ceea ce eu socot ca să este și o fraudă, deoarece primind 9.000, necontribuind în bugetul statului, impozit pe venit din salariu, da. Nu se oprește asistența medicală, nu se plătește și așa mai. Adică în bugetul statului, necontribuind cu nimic, dumnealui sau familia dată au pretenzii că nu beneficiază de acest ajutor. Această familie, presupunem că numai soțul lucrează, cu toate că și dumneiei cu ziua la lucru se ducea. Chiar astăzi a fost o doamnă la mine și ne-a spus, că fetele sunt de față, cum ea este bolnavă, că ea a venit la mine, în 4 ore mi-a deschicat 4 metri de lemne și i-a dat 200 de lemne, așa a spus, da. Dar dumneavoastră spune că acolo, eu tot am criticat-o, zic, poate vă dore și răschinării că vreți numai la internet să stați. Dacă doctorul a spus că nu se poate să ridice mai mult de 5 kg, atât la noi informația nu este că careva probleme de sănătate, eu cred că mătura nu are mai mult de 5 kg ca să faci ordine în curte. Deci, dacă familia dată presupune că numai este 9.000 de primesc lunar. Eu, ca primar, primesc 4.126 de lei. Soția mea a lucrat toată viața în medicină, a ieșit la pensie, primește și grupată, primește 900 de lei. Adică venitul în familia mea lunar este în jurul la 5.000. Familia dată primește 9.000. Se plânge că au credite. Eu am avut 3 nunți, cam 3 fișori și tot am luat credite. Și nu, nimeni nu s-a adresat, cum am auzit eu în emisiunea mea noastră, că și domnul Petrov, și ne-a propus acolo, poate primărie să ajute la întoarcerea creditelor. Nimeni nu a turnat primărie și nu a turnat statul. Eu am spus acolo, măcar jumate. Ei, poate, da. Adică fiecare om își e pe responsabilitate, pe răspunderea sa. Și din considerente că are o bază de unde să se întoarcă. Domnul Antolie, eu vă mulțumesc. Dumneavoastră ați văzut frigiderul în gradă, gol, da? Da, da. Care a fost necesitatea de a procura în credit un frigider nou ca să putea de le reparat pe șeală? Un divan aruncat în 9 grade, care s-a putut de le reparat, nu de dus de luat în credit altul nou și mai departe. Adică trebuiește cap de gospodărire și de dirijare a bugetului familial. Asta. Și dacă agentul economic, eu l-am ajutat și-o dat cartofi să hrănească un purșel acolo și spune că i-o dat cartofi de la Musor, asta e mulțumirea pentru că cineva pune umărul să-i ajute. Deci, în familie dată nu este cazul de a le face
o prioritate oarecare, oare de noi cumva să contribuim, că ați auzit cum s-a exprimat. A fost asistența socială și m-a ugrăjit ca să întorc înapoi banii. Da, legea așa-și privede, fiindcă mă ai ascuns că ești încadrat în câmpul muncii și ai ascuns venitul lunar, legea așa-și privede. A doilea observație a făcut-o că asistenta socială ne-a spus pun capac la fântână. Dar de ce trebuie să-ți spui asistenta socială? Ești mama patru copii minori. Dar să întâmplat ceva? Scândru ceva, un capac acolo. Asta trebuie să-ți spui asistenta socială, trebuie să acoperi fântâna. Atea sunt niște chestii care sunt persoane care duc un mod de viață parazitar și care speră că numai se mulgă de la stat, nu-i contribuit cu nimic în folos statului. Eu vreau să vă mulțumesc, domnul Anatolie, dar ca să nu reținem doamna care reprezintă grădinița, da, am înțeles? Da, directoarea grădinița. Aș dori ca dumneiei să ne spui ceva despre copii, cum să îngrijiți de îmblă la grădiniță. La moment, ea are doi copii de vârstă la grădiniță, mai cu vreo 2 ani de urmă au avut doi care ne-au mers la școală. Atunci când mergeau la grădiniță, erau când noi ceream ca să fie îngrijiți și era nevoit. Achita taxa pentru grădiniță cu întârziere, dar totuși o achita, într-un fel. Acum au fost în primăvară să depună cereri că să mai aduc un copil la grădiniță, dar nu l-au adus. Când am întrebat, au spus că trebuie de îmbrăcat, trebuie... Cât costă acum o mâncare la grădiniță? Mâncare la grădiniță e 8 lei și 75 de bani pe zi, așa prevede legea, cu toate că cât costă o mâncare, mâncare costă mult. Da, părintele e obligat ca să plătească 8 lei și 75 conform legii. În rest, tot ce ține de alimentație, tot ce ține de încălzire și așa mai departe, toate condițiile necesare create pentru grădiniță, le suportă administrația publică locală. Doamna directoare este de față, copiii de la grădiniță nu răspund de altă parte, nu au fost niciodată limitați nici în calitate, nici în cantitate, nici în asortiment. Fructe, legume, sucuri și așa mai departe, tot ce trebuie așa. Da, mai ales că aveți corjăuță aici cu sucuri alături. Nu e nici o problemă, că nu duc lipsa de nimic. Din contra, îi spun că aici copilul o să fie și hrănit, și încălzit, și educat, și instruit, și tot. Ca să duci copilul la grădiniță, trebuie să scoli mai dimineață, da. Să-l spieli, să-l caci, să-l îmbreci, curățel și așa mai departe, să-l duci, să-l duci seara, să-l aduci. Dar așa mai ușor să-l ieși în voie soarte.